avem o activitate de semnare a unor contracte de asociere cu unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița. Sunt 8 unități administrativ-teritoriale cu care Consiliul Județean Dâmbovița semnează contracte de asociere în vederea executării unor lucrări de infrastructură. Valorile sunt cele pe care o să vi le comunic la fiecare contract în parte. Fac precizarea că la ora actuală, fără aceste 8 contracte de asociere, avem în derulare 88 de contracte de asociere, dintre care 48 semnate în cursul anului 2019. Fac precizarea că am bugetat cu o sumă consistentă aceste contracte de asocieri. Din păcate, am mai spus-o și o repet, anumiți constructori nu au lucrat și nu au desfășurat activități din vari motive și din, să spunem, poate o lipsă de utilaje și de personal. Fac precizarea că din aproape 30 de milioane de lei pe care le-am bugetat în cursul anului 2019 pentru aceste contracte de asociere, n-am reușit să executăm plăți sau să facem plăți pe baza situațiilor de lucrări prezentate de către constructori, de către unitățile administrativ-teritoriale, decât într-o sumă de 10 milioane, ceea ce este nemulțumitor, să spunem, pentru mine, dar nu cred că se datorează această cauză faptului că n-am avut finanțare. Fac precizarea că și pe bugetul din acest an vom asigura finanțarea acestor contracte, vom asigura finanțarea altor proiecte de investiții, o să vă vorbesc despre ele în a doua parte a conferinței de presă. O să trec să vă comunic care sunt contractele pe care le semnăm astăzi. Este vorba despre modernizare străzi prin asfaltare în comuna Băleni, satele Băleni Sârși și Băleni Români, lotul numărul 1, cu o valoare de 2.741.000 de lei. Domnul primar, după ce termină convorbirea, în loc să vină să semneze contractul de asociere, probabil arde la Bălenii câteva. Poftiți, domnul primar, luați contractul, vă rog să-l semnați. Ia și hârtiile, ne-am. Cam târziu ce? S-a trezit. Ați ajuns lângă mine? Eu vă aștept mai de mult lângă noi, domnul primar. Știți cum e? Dragostea de întâi nu se uită, nu? Nu se știe, mă bucur. Dragostea de întâi nu se știe? Nu se uită. Domn primar, să fie într-un ceas bun și vă urez succes în procedurile de achiziție și să-i dăm drumul la treabă. Da? Mult succes! Bezdeadu. Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdeaș de Dâmbovița, 2.668.000 de lei. Doamna primar, ne ținem de cuvânt după cum... Asta stă că nu în detrimentul drumului. Păi n-am terminat la Costișata? Mare de fapt. Da, da, mai avem reparații. Le facem, vă rog, că eu le-am semnat. Nu, eu sper să le terminăm până la alegeri. S-a lucrat și știți foarte clar. M-am ținut de constructorul ăla, dar ca nimeni altcineva. Ținând cont că suntem cu licitația fază de studiu avansată, sper să... Mult succes! Buciumeni. Modernizare drumul local în comuna Buciumeni, 2.264.000, domn primar. Bineînțeles, păi, de ce să nu continuăm? Mult succes și dați drumul la procedură de achiziție. Sunteți păsicap. Foarte bine, succes! Sperăm să găsim și constructori care să lucreze. Da.
Cornățelu, doamna viceprimar, asfaltare și modernizare DC42 Slobozia Călugărin, 2.934.000 de lei. La loc, doamna. Ați semnat? Semnați-l, doamne, să fie într-un ceas, cum zic eu. Să vă ajute și să chiar să le faceți o comună mică, dar rămân la ideea că aveți și dumneavoastră nevoie de dezvoltare și infrastructură. Crevedia, realizare trotuare de la Mega Image, sat Mănăstire la strada Combinatului în comuna Crevedia, valoare 1.400.000 de lei, domnul primar. Crevedia și-a făcut drumurile cu face trotuare. Păi nu e aceea să spunem adevărul. Așa este, domnul. Domn primar, să fie într-un cel mergem împreună, nu? Doamne. Mulțumim. Comuna Dragodana, modernizare drumuri de interes local, 2.238.000 de lei. Să trăiești dumneavoastră, domnul primul. Gigi, să fie într-un ceas bun și por la treabă. Să fie. Văd aici numărul de înregistrare în decembrie. Așa și? Ianuarie, februarie. Ce ianuarie, februarie? Păi mai vrei câte una, câte una fiecare lună, mă, la voi, la Dragodana? Mulțumim. Să trăiesc ori la treabă. Moreni, lucrări de reabilitare și modernizare străzi, 1.804.000 de lei. Și cu rezerve ai? La oraș sunteți mai bogați, zic ăștia. La pixuri. La pixuri, nu? Domn primar, să fie într-un ceas bun și spor la treabă. Mulțumim frumos. Și Moreniu are nevoie de dezvoltare. Și ultimul, dar nu cel din mână, comuna Ulm, realizare șans betonat pe DJ721 la Colanu, 1.683.000. Da, domnul primar, cum se poate să vă lăsăm pe dumneavoastră fără instrumente de scris? Mulțumim. Să vă țină Dumnezeu. Obiceiul. Domnul vice. Spor la treabă și mult succes. Deci aceasta a fost prima parte a conferinței de presă. Le mulțumesc colegilor lor. Ce ați uitat, domn primul? Grăbi că nu știu ce, cine te sunați acolo, că ardea. Cristian Ion. Da, avem o problemă acolo cu drumul și cu șanțul de asta.